Acțiunile îndreptate împotriva guvernării au continuat astăzi la Hâncești. 10 de persoane au cerut în cadrul unui marș social demisia autorităților locale sau îndeplinirea promisiunilor electorale. Niciun funcționar din Consiliul Raional nu a ieșit să vorbească cu protestatarii. Tinerii și-au manifestat dezacordul cu promisiunile făcute de reprezentanții Alianței pentru Integrare Europeană în cadrul campaniei electorale la alegerile locale și cele parlamentare, crearea de noi locuri de muncă, burse de 50 de euro și libera circulație în Europa. Noi am venit astăzi ca să protestăm împotriva actualei guvernări care ne impune, practic, ne impune niște condiții extraordinare între care noi nu putem să activăm. Toate grădinițele, toate școlile, toate programele pentru tineret, tot ceea ce a fost până acum sunt închise. Noi nu avem locuri unde să participăm. De aceasta am venit astăzi aici să protestăm și să spunem nu coaliției guvernamentale, actualei guvernări care pe noi, practic, ne stopează toate căile de activitate. Suntem indignați de conducerea actuală a statului nostru. Nu suntem deloc mulțumiți pentru atitudinea care au față de toți cetățenii și în special față de tinerii noștri. Suntem extrem de indignați pentru că nu au nicio oportunitate pentru tinerii specialiști, pentru tinerile familii. Participanții la acțiune au criticat politicile actuale guvernări pe care le consideră antisociale. Закрываются школы, не выплачиваются зарплаты, выгоняют преподавателей, приглашаются преподаватели, которые не слишком знают тот предмет, который преподают. Демиссия! Демиссия! Тинерии обчеру демиссия консилиерилор районал. Мульс динтре функционарии де ла Хинчешти ау урмарит протестул прин джамурили бироурилор, дар ну ау ешит са дискуте ревендикарили. Protestatarii au scris o declarație pe care au încercat să o transmită președintelui Consiliului Raional Hâncești, democratului Anatol Chetrar, ales în această funcție în 2007. La acțiunea de protest s-au alăturat și mulți locuitori ai orașului Hâncești, care s-au declarat nemulțumiți de politicile guvernării. Printre ei au fost și câțiva provocatori care au încercat să înjure tinerii care protestau pașnic. Dar cine străgau așa chestii? Croșânii sau ce ești? Proști! Îs proști! Pichetarea administrației raionului Hâncești a fost organizată în cadrul acțiunii Marșul Social. Victoria Filip, Sergiu Roșca, pentru